binecuvântat să fie Domnul. Amin. Slăvit să fie numele Lui. Amin. E minunat, e duminică dimineața, suntem în casa Domnului, aici unde se coboară Domnul și dă binecuvântare. Amin. Și în această dimineață, toți cei răscumpărați de Domnul să zică, slăvit să fie numele Lui. Amin. E minunat împărtășia cu Domnul. Noi stăm la picioarele Domnului și primim mânghiere, primim binecuvântare, primim izbăvire și în această dimineață se coboare Domnul Duhul Său cel Sfânt. Și fiecare inimă să o binecuvânteze Domnul. M-am uitat în Biblie și pentru că asta am citit, asta vreau să vă spun. Atunci când suntem lângă Domnul, atunci când umblăm pe acest pământ cu Domnul, când citim făgăduințele Domnului, când vine încercarea, când vin problemele, noi avem la bază Cuvântul lui Dumnezeu. Este adevărat că cu ochii aceștia firești ne uităm și ne speriem câteodată. Vedem patul de spital. Sunt oameni care sunt în spital zilele acestea. Ne vom ruga pentru ei ca Domnul să fie cu ei. Sunt oameni în încercare și se tem. Oameni care poate n-au pâine pe masă de ajuns. Copii bolnavi, nu știu, fiecare avem probleme. Și când se uită la probleme și le văd așa de mari, poate că se tem. În această dimineață, să ne uităm la Domnul cu toți, care e mai mare decât orice problemă. Și făgăduințele Lui pentru noi sunt minunate. Spune cuvântul Domnului, în niciun chip nu te voi lăsa. Nici de cum nu te voi părăsi, Doamne, fă făgăduința aceasta în această dimineață să te împlinească. Spune cuvântul Domnului să nu ne îngrijorăm de pâine. Că prea iubiților Lui, din biserica Izvorul Mântuirii, El dă pâinea ca prin somn. Îngrijește Domnul de cele trebuincioase, slăvit să fie numele Lui. Ba mai mult, Matei 18 spune că El va fi cu noi în fiecare zi, până la sfârșitul veacului. Doamne, fii cu noi! Și în încercări, și în probleme. Dar cea mai mare făgăduință, ridică-ți ochii spre cer și spune-i Domnului, Doamne, aștept clipa când ai spus că vei veni pe norii cerului, și ne duce acolo unde ne-ai pregătit Tu un loc. În locul acela pregătit de Tine, Doamne, să mergem și noi, să meargă și copiii noștri și familia noastră. Și acolo spune cuvântul Domnului că nu vă mai curge lacrimă, vom uita de suferință, de necaz și vom vedea pe Domnul, nu de la depărtare, spune cuvântul Domnului că vom vedea față în față. E dorința mea de când m-am pocăit și trebuie și dorința Ta. Ca venirea Domnului să fie cât mai aproape. Să nu ne lipim cu inima de pământul acesta. Uneori ne place să stăm pe pământ, să umblăm cu copiii noștri, e frumos. Dar aduți aminte că vine o zi când ne vom întâlni cu El. Pentru asta ne-am pocăit, binecuvântat să fie Domnul. Alegerile pe care le facem, uneori ne poate încurca planul sau îmi poate încurca planul lui Dumnezeu. Și m-am gândit la doi oameni din Biblie. Domnul cheamă pe Avram, are legătură numai cu Avram. Îl ia pe el, îi promite un loc binecuvântat, o țară binecuvântată. Și el în bunătatea lui se gândește și la roda lui de aproape. Îl ia și pe loc cu el. Domnul unește oameni. Domnul să ne unească în această dimineață. Și s-a unit. Numai că a ajuns într-o vreme când nu vreau să fiu lung, cei doi n-au mai putut să stea împreună. Care a fost motivul? Spune cuvântul Domnului că li s-a înmulțit averile. Când se înmulțesc averile și binecuvântările, oamenii parcă nu mai pot locui împreună. În această dimineață să ne unească Domnul pe toți. Să acceptăm voia Lui în viața noastră. Și uimitor, mi-a plăcut cuvântul Domnului, l-am recitit și parcă în fiecare zi e proaspăt cuvântul Domnului. Vă îndemn să citiți cuvântul Domnului alături de mine. Spune cuvântul Domnului că a venit o clipă când fiecare trebuia să aleagă. Și Avram, smerenia lui, în bunătatea lui, trebuia să aleagă el, dar n-a ales. Și a spus, alege tu. Lot a ales. Știți ce spune cuvântul Domnului? Că Lot a țintit privirea spre pământ. Și s-a uitat la locurile plăcute ochiului lui. Și a greșit. Cât pentru Avram, spune cuvântul Domnului, că Domnul a venit și a ales pentru el. Și a spus, ridică-ți ochii spre el. Ridică-ți ochii spre pământul care e în fața ta. Că ție îți voi da țara aceasta. În această dimineață să ne încredem în Domnul și când avem de ales, când avem de făcut o treabă, să ne gândim înaintea Domnului că El o
poate să ne binecuvânteze. Să lăsăm pe El să aleagă pentru noi, că El alege bine. Să lăsăm ca voia Lui să fie. Știți, uneori, pagubele noastre credem că nu se mai transformă în binecuvântări. În această dimineață, Domnul să transformă orice întristare, orice pagubă, orice necaz, în bucurii, binecuvântat să fie Domnul. Vreau să vă ridicați în picioare și să ne gândim și la cei cunoscuți ai noștri, se ruga fratele Victor, pentru cei bolnavi din comunitate. Sora Olimpia este în spital. Vreau să ne rugăm pentru ea. Să aducem pe sora Olimpia, ca Domnul să se atingă de ea. Sunt mai mulți oameni bolnavi. Dacă îi știți, dacă aveți probleme, ridicați o mână înaintea Domnului, nu înaintea mea. Și să-i spunem Domnului, Doamne, atinge-te de cei în suferință. Fratele Cristi, este ziua lui de naștere, împlinește astăzi, nu știu, 47 de ani, Domnul să-l binecuvânteze, să-l țină sănătos, Domnul, lucrarea lui să-l folosească. Să ne rugăm și pentru fratele Dan, păstorul bisericii noastre, ca Domnul să-l întărească și să-l folosească. Pentru biserică, pentru frați, pentru comitet, să ne sprijinim unii pe alții în rugăciune. Și Domnul să ne întărească în lucrarea Lui și în umblarea pe acest pământ. Amin.